Cartea Texas Lucky de Sandra Brown, capitolul 13. A doua zi mai era încă prost dispusă, când el o salută la ușa din față, la amiază. Știuse că sărutul de noapte bună o va înfuria. Tocmai de asta o făcuse. Avea o plăcere diabolică să o provoace, pur și simplu, pentru că era atât de ușor și de încântător să o provoce. Era pentru el o încercare să vadă în câte feluri ar putea face lucrul ăsta. În plus, dorise să o sărute. Dorea și acum, dar nu părea să fie o idee prea bună, mai ales acum când ea se ferea ca nici măcar hainele să nu-i se atingă de el, când intră în holul casei. Era îmbrăcată ca pentru afaceri, într-un costum galben pai de in, cu o fustă dreaptă, exact până la genunchi, și o rachetă împodobită cu o broșă de argint pe rever. Cercei de argint asortați se vedeau bine la urechi, pentru că strânsese părul la spate într-un coc sever. Avea expresie care nu se jena să pară combativă. Bună, spuse ea cu răceală, bună. El îi arunca acel zâmbet șmecherez despre care știa că ea îl găsea mortal. Ai uitat să-mi spui că locuiești în afara orașului, la țară. M-am oferit să-ți dau indicații, ți-amintești? Nu m-ai lăsat, te-ai rătăcit? Sunt aici, nu-i așa? Da, ești aici și arăți mai curând ca nevasta predicatorului, venită în vizită, decât un alibi pentru o noapte. Cine o să creadă că te-am trântit pe spate? Diavolul din ea dădea din copite, împingându-l să spună lucruri care știa al naibii de bine că o vor supăra, dar simțea că avea motiv să fie grosolan. Nu îi plăcea atitudinea ei. Ce te așteptai să port o cămașă de noapte? Eu, Lucky, a venit musafirul nostru. Laurie Tyler intră în hol printr-o arcadă. Bună, spuse ea plăcut, întinzându-i mâna lui Devon. Eu sunt Laurie Tyler, mama lui Lucky. Devon Hands. Intră, domnișoară Hands. Toată lumea e în bucătărie. Nu știu de ce avem atâtea camere în plus în casa asta. Cred că ar fi fost mult mai bine dacă am fi construit doar o bucătărie uriașă. Se pare că acolo ajunge toată lumea până la urmă. Sunt deja aici investigatorii? Întrebă Devon cu nesiguranță, uitându-se peste umbră la mașinile parcate în aleea semicirculară. Încă nu. Astea aparțin familiei, îi spuse Laurie. Privitorii curioși, zise Lucky sardonic. Ai atras o mulțime. Primi o privire reprobatoare din partea mamei sale, înainte de a o lua pe Devon de braț și a arăta drumul. Masa de prânz e pe aici, un lucru neînsemnat. Azi avem salată cu pui. M-am gândit că sună bine, mai ales că vremea e atât de caldă. Sper că ți-e foame, nu-i așa? Păi eu da, presupun. Nu m-am gândit să mănânc la prânz. Lucky le observă pe cele două femei în timp ce le urma prin sufrageria oficială rezervată pentru sărbători, aniversări și festivități speciale. Prietenia necondiționată a mamei lui o zăpăcise pe Devon. Laurie avea adesea un asemenea efect asupra străinilor. Până nu avea motive să schimbe părerea, ea accepta întotdeauna oamenii și știa să-i facă să se simtă bine. O împinse pe Devon în bucătărie și o prezentă celorlalți ca și când ar fi fost soția unui predicator. Venită în vizită. Pentru voi toți, ea e Devon Hands, care a fost de acord atât de altruist să-l ajute pe Lucky să scape de necazul în care se află. Devon, ea e Tania, nora mea. Ea e Sage, fica mea mai mică, iar Elecis, fratele mai mare al lui Lucky. Ei o priviră cu curiozitate nedisimulată, dar șoptiră saluturi politicoase, știind că Laurie n-ar tolera nimic mai puțin. Sage, mută-te cu scaunul și lasă-o pe Devon să stea aici, între mine și Lucky. Devon, dorești ceai rece sau limonadă? Ceai rece, vă rog. Bun, îl aduc. Zahărul și lămâia sunt pe masă. Lucky, dă-i farfuria aceea din frigider. Acum poți începe să mănânci, dacă a sosit și ea. Când îi trecu paharul cu ceai cu gheață lui Devon, adăugă. Era prea nervos ca să mănânce înainte de a fi sosit tu. Nu eram nervos, remarcă și el supărat. Puse pe masă farfurile umplute dinainte și își trecu piciorul peste scaun, încălecându-i. Îmi era doar teamă că nu va veni. Devon reacționă de parcă ar fi fost atinsă cu fierul de călcat. Am spus că vin, nu-i așa? Da, dar ești cunoscută că o ștergi fără să spui. Ei bine, ia aici și asta e cel mai important lucru, spuse Cis, intervenind când Tania îl îngonti cu cotul în coaste. Suntem cu toți foarte bucuroși că ai fost de acord să-l scoți pe Lucky din cauză, domnișoară Hines.
deși asta îți creează nu puține probleme. Pentru că ești căsătorită și toate celelalte. Seci, care rămase din fericire tăcută, nu se mai putu abține. Nu arăți deloc cum am crezut că ar putea arăta una agățată de Lucky. Seci, n-am vrut să fiu brutală, mamă. Știu că ești la fel de surprinsă ca și mine, că nu are far de ochi verde, dragon și ciorap de plasă. Apropo, îmi place costumul tău, spuse ea zâmbindu-lui Devon, cu o sinceritate. Mulțumesc, se bâlbui Devon. Deși dorise, el însuși s-o irită pe Devon cu câteva minute mai înainte, Lucky ar fi fost acum în stare să o ghintuie pe sora lui mai mică, pentru că fusese brutală. Obrajii lui Devon erau roșii, iar ochii anormal de strălucitori, dar buzele arătau pale sub rujul bej perlat. Tania îi aruncă un colac de salvare. De câtă vreme e ziaristă, domnișoară Hans? Mai pe 5 ani, replică Devon, adresându-i Tania un zâmbet recunoscător. De când am terminat colegiul, am început prin a scrie mărunțișuri, umplutură pentru un ziar mai mic din Texasul de Sud, înainte de a obține postul de la Dallas. Eu citesc cu asiduitate rubricile dumitale. Sunt foarte interesante. O exprimare diplomatică, spuse ea cu un râs blând. Uneori cititorii se ceartă cu mine. Eu nu sunt totdeauna atât de acord cu părerile tale, recunoscu Tania zâmbind, dar întotdeauna îmi dai probleme la care să mă gândesc. Mă bucur să aud asta. Scrii acasă sau te duci în fiecare zi la redacție? Vreau să știe Sage. De unde sculegi ideile? Întrebă Chase. Dar mai tăcești, lăsați-o pe domnișoara Hans să-și mănânce prânzul, spuse Laurie. Dar apoi își încălcă propriul ordin și întrebă. Folosești un computer? Devon râse. Nu mă deranjează întrebările. De fapt, îmi face plăcere să discut despre munca mea. Răspunse pe rând la întrebările lor. Îl interesau și pe Lucky răspunsurile ei, dar încercă să nu arate în timp ce își mânca salata cu pui, al cărei gust nici nu simțea. Familia lui o trata de parcă ar fi fost regina din Saua. La naiba, el era cel care avea necazuri, nu ea. De ce nu o tratau și pe ea ca pe o criminală pentru că s-a culcat cu un străin, așa cum au făcut cu el? Chiar în timp ce își punea aceste întrebări furioase, știa că dacă vreunul dintre ei ar fi spus un cuvânt defăimător, ar fi sărit la gâtul lor ca să o apere. Cine l-a chemat pe pat? Întrebă Laurie. Ea trăsese perdelele și privise pe fereastră spre mașina de patrulă care se apropia. Eu nu, zise Lucky. Am crezut că o să așteptăm până după masă. Cis. La fel și eu. Eu nu l-am chemat. Cis își părăsi scaunul și se duse în spatele mamei sale la fereastră. E singur. Agenții nu sunt cu el. El deschise ușa din spate înainte ca pat să fie ajuns la ea. Șeriful intră în bucătărie și își scoase pălăria și ochelarii de soare. Bună tuturor! Arătând spre masă, adăugă. Îmi pare rău că v-am întrerupt prânzul. Te rog, stai și tu cu noi. Pat, spuse Laurie. E destulă mâncare. Nu pot, dar mulțumesc. Bei ceva? Nimic, mulțumesc. Până atunci, Pat evitase să se uite direct la vreunul dintre ei și își mută neliniștit greutatea de pe un picior pe altul și, nervos, își plimbă degetele în jurul borului pălăriei. Era o dovadă clară că nu venise în vizită. Lucky împinse farfuria cu mâncarea neterminată și se ridică. Ce este, Pat? Pat Bush se uită la el cu expresie blocată. Scoase un document împăturit din buzunarul de la pieptul cămășii de uniformă. Am un mandat de arestare pentru tine. Seth și Tania rămuseseră cu gura căscată. Laurie ridică o mână la piept de parcă cineva ar fi rănit-o în momentul acela. Buzele palide ale lui Devon se desfăcură surprinse. Reacția lui Chase fu nervoasă. Ce naiba! Lucky smulse documentul de la șerif. Îl citi, apoi îl aruncă pe masă. Mormăi cuvinte pe care mama lui, în mod obișnuit, nu ar fi permis să fie rostite în casa ei. Am un alibi, îi spuse lui Pat, arătând spre Devon. Văd, doamnă. După ce arătă că o văzuse, Pat se uită din nou la Lucky. Odată ce a fost emis un mandat, eu n-am încotro. Trebuie să vii cu mine acum. Cis o poate aduce pe doamna. Când vor începe să te interogheze pe tine? Totul se va lămuri curând. Trebuie să fie pus sub arest? Întrebă Laurie. Îmi pare rău, Larry, dar trebuie. Poate totuși să-și termine masa. Nu mă grăbesc să mă întorc în oraș. Ei bine, eu mă gândesc să termin cu porcăria asta. Hai să mergem.
Luchi o porni spre ușă. Pat îl prinse de braț. Trebuie să facem totul ca la carte. Trebuie să te leg. Bine, zise Luchi încordat. Dar putem ieși afară? Nu vreau ca mama să asiste. Nu mă cocoloși, Jean Lawrence, spuse ea tăios. Nu sunt o violentă care se ofilește și care are nevoie să fie protejată de orice neplăcere. A luptat 2 ani cu cancerul tatălui tău, înainte de a-l pierde. Nu mai vreau să-mi abandonez acum un alt membru al familiei, așa că, dacă vor o luptă, o vor avea, spuse ea cu hotărâre. Mergem cu toții, mamă, zise Sage, arătând la fel de hotărâtă ca și Laurie. Luchi îi făcuse în ochiul mamei sale. Pregătește ceva bun pentru cine, pentru că am să fiu acasă cu mult mai devreme. Ieși pe ușa din spate. Pat ridică pălăria spre doamnă și îl urmă. Pat îi citi drepturile. Ură scalnabii faptul că trebuie să facă asta, mormăi el în timp ce punea cătușele pe încheietura mâinilor Luchi. Dă-i drumul și nu te mai scuza. Înțeleg, e datoria ta. Sunt de dor mai bucuros că ai găsit-o pe femeie. De ce? Întrebă Luchi când lăsă capul în jos și se așeză pe scaun din spate al mașinii de patrulă. Tonul trist al lui Pat suna descurajator și îl făcu să se simtă prost. Pentru că o aud pe Susan Young, iar ea, prietene, spune că tu ai făcut treaba. Atitudinea calmă a lui Devon când intră în camera de interogatoriu era de admirat. Cei doi agenți federali fumau ca niște coșuri de sobă, așa încât o dăiță era plină de fum. Atitudinea lui Devon era ca o pană de aer proaspăt când intră acolo ocupat. El o îndrumă spre un scaun, iar ea se așeză fără să-și compromită poziția dreaptă, mândră. Luchi încercă să-i prindă privirea și să-i facă un semn încurajator din cap, dar ea nici măcar nu se uita în direcția lui. Întreaga ei atenție i-o acarda agentului. De îndată ce salutările se încheiară, aceasta se apucă de treabă. Domnul Tyler afirmă că a fost cu dumneata în noaptea în care clădirea lui ars până la temelii. Privirea ei verde era rece și sigură. Adevărat, a fost. Pat se așeză la un colț al mesei în fața ei. Cu o voce mult mai puțin intimidantă, îl zise. Spune-ne cum și când v-ați întâlnit amândoi. După cum știi, șerife Bush, ne-am întâlnit în aceeași după-amiază într-un bar pe autostrada 277. O încruntare i-a părut pe frunte. Nu sunt sigură cum se numește. Nu are un nume, zise Pat. Atunci bănuiesc că de asta nu-l țineam minte. Spune-ne doar ce s-a întâmplat, interveni nerăbdătorul unul dintre agenți, aprinzând o altă țigară. Calmă, Devon le spuse cum intrase în locul acela să facă o cercetare pentru articolul despre sex, recunoscut faptul că nu fusese un lucru înțelept. Am fost cât se poate de ștearsă. N-a existat niciun semn încurajator din partea mea. Totuși, doi bărbați s-au apropiat de masa mea și mi-au oferit de băut. Au refuzat să admită răspunsul meu negativ. Ochii ei se întâlniră brusc cu a lui Luchi. Fără să vrea, folosise fraza pe care și-o aruncaseră adesea unui altuia. Își închipui că toată lumea din cameră a putut auzi sfârâitul curentului electric ce se produsese între ei. Devon întoarse repede capul. Ea povesti restul întâmplării, coroborând relatarea lui Pat și a ei. Ea conduse verbal pe investigatori în camera de motel. I-am deschis ușa domnului Tyler, fiindcă era rănit. Acesta era o mică inexactitate, dar numai el putea da o mărturie contrară și, desigur, nu avea de gând să o facă. L-am îngrijit rănile, spuse ea. Nu era capabil să conducă, așa că a rămas acolo cu mine toată noaptea și mai era acolo când eu am plecat, a doua zi dimineață, asta fiind cam în jurul orei 6. Luchi se uită la cei doi acuzatori ai săi și le zâmbi răutăcios. Acum putem să ne lipsim de restul amănuntelor. Ei îl ignorară. Unul dintre ei îl mutară pe Pat la colțul mesei și îl luă locul direct în fața lui Devon. Ești medic licențiat, domnișoară Hans? Ce naiba! Devon întrerupse exclamația furioasă a lui Luchi. Desigur că nu, dar te-ai simțit calificată că îngrijești o rană de cuțit și un ochi vânăt, care după relatări era gata să orbească. Dimpotrivă, nu m-am simțit deloc calificată. L-am sfătuit pe domnul Tyler să se ducă la un spital, dar el a refuzat. Cum așa? Asta trebuie să-l întrebați pe el. L-am întrebat, răspunse agentul, încrutându-se.
El, la rândul lui, m-a întrebat dacă eu, având posibilitatea de a alege, aș petrece mai curând noaptea la camera de gardă a unui spital sau cu dumneata. Prin pânza fumului de țigară, ea aruncă o privire lui Lucky, o privire rănită, întrebătoare, de neîncredere. A fost o glumă, Devon, o glumă. Mai palidă decât fusese doar cu câteva momente mai înainte, ea se întoarse spre agent. Eram preocupată doar de rănile domnului Tyler, spuse ea liniștită. El a dobândit rănile acelea apărându-mă pe mine, așa încât m-a simțit cumva răspunzătoare. Când a refuzat să primească ajutor medical, am făcut tot ce am putut ca să-l îngrijesc. Am socotit că ăsta era cel mai mic lucru pe care îl puteam face ca să-l răsplătesc, că mi-a venit în apărare. Te-ai și culcat cu el ca să-l răplătești că a venit în apărarea dumitale? Lucky se ridicase din scaun, înaintea următoarei bătăi a inimii. Ei, a dracului moment, ia mâna lui Pat căzu crea pe umărul lui și-l răsuci. Stai jos și taci. Pat arătă de parcă era gata să-i omoare, dar Lucky își dădu seama că aceasta acționează în favoarea lui. Se aruncă înapoi pe scaun, uitându-se furios la agent. Ei, domnișoară Hans. Domnul Tyler părea să fie extenuat. Cred că băuse destul de mult. Cu siguranță n-ar fi trebuit să conducă. Atunci când mi-a cerut să lasă rămână, l-am lăsat. A făcut aluzii la eventuale lesiuni interne. Cei doi agenți se uitară unul la celălalt și râsere arogant în sensul între noi bărbații. Și dumneata l-ai crezut? Întreabă unul. Trebuie să țin minte ca să folosesc și eu fraza asta, interveni celălalt. Lucky nu a avut posibilitatea să ridice de pe scaunul data asta. Mâna șerifului era pe umărul lui, ancorându-l pe scaun, dar mârâi la cei doi agenți care făceau că situația lui Devon să devină și mai dificilă și păreau să se bucure de încurcătura ei. Nu știam dacă aveau sau nu leziuni interne, spuse ea tăios. Nici dumneavoastră nu știți. Își ridică ușor bărbia. Ochii îi erau umflat. Putea să aibă și o contuzie sau orice altă rană la cap. Am făcut tot ce am crezut că e mai bine. Și trebuie să fii lăudată pentru milostene? Lungi vorbele unul dintre ei, făcându-i celălalt cu ochiul. Ai spus că era acolo dimineața când ai plecat, în jurul orei 6. Adevărat, așa-i, răspunse ea scurt. Disprețul față de ei era vizibil. Știind părerile ei despre sex, Lucky își dădu seama că înțepăturile lor erau intolerabile pentru ea. În aceste condiții se ținea totuși bine. Mai dormea când ai plecat? Da, adânc. Așa a fost toată noaptea? Ea ezită, dar în cele din urmă răspunse. Da. De unde știi? Știu. Agentul se ridică și își băgă mâinile în buzunare. Nu putea să fie strecurat afară, să conducă până în oraș, să se dea foc garajului unde țineau toate mașinările alea bine asigurate, apoi să se întoarcă în cameră fără ca măcar să știi că a fost plecat? Nu. Nu i-ar fi trebuit mai mult decât, să zicem, 2 ore. N-a plecat. Ești sigură? Absolut. Sună atât de hotărât? Așa este. Este destul de mult spațiu într-o cameră de motel ca să te miști prin ea, domnișoară Hans. N-ar fi putut. Împățeam nu doar camera, ci și patul, afirmă ea cu ochii scânteind. Dacă voiai să recunosc asta, de ce nu ai fost destul de bărbat să mă întreb direct, în loc să te învârți ca pisica în jurul meu? Amin, zise Lucky. Domnul Tyler și cu mine am dormit în același pat, continuă Devon. Un pat dublu, foarte aproape unul de celălalt, din necesitate, iar dacă domnul Tyler și-ar fi dat jos și ar fi părăsit camera, m-ar fi trezit. Nu dorm chiar atât de greu. Doamne, era grozavă. Lucky voia să ovaționeze în picioare, sau să o sărute, sau amândouă. I-a redus la măsura lor reală pe fiii de cățea, dar ei nu renunțau cu totul. Ați dormit toată noaptea fără să vă treziți? Lucky recunoscu că întinseseră cursa și speră că și Devon se sizase. Dacă spunea da, puteau pretinde că el ieșise și se întorsese fără ca ea să știe, plănuind tot timpul să o folosească drept alibi. Alternativa ei era să recunoască faptul că avusese relații intime cu un străin. Nu, cu mai mari riscuri pentru ea însăși optase pentru a doua alternativă. Lucky îi admira curajul, dar suferea pentru mândria ei. M-am trezit odată. Pentru ce? În ciuda reținerii lui Pat, Lucky sări de pe scaun. Ce importanță are, fir ar să fie? Pat îl trase înapoi jos.
se așeză în fața lui și își folosi propriul său trup ca un scut între Lucky și agenți, pe care Lucky era gata să-i rupă în bucăți cu mâinile goale. Cu Lucky, potolit temporar, Pat făcu apel la agenți. Uite ce, voi ăștia doi, domnișoara Hines a venit de bună voie aici. Știți că e căsătorită și că e neplăcut pentru a. Luați-o ușurel, în regulă? Ei îl ignorară. Răspunde la întrebare, domnișoară Hines. Ea se uită urât la agent, îi aruncă lui Lucky o privire rapidă, apoi lăsă capul în jos și se adresă mâinilor ei umede strânse în poală. În cursul nopții, domnul Tyler și cu mine am fost fizic intim. Poți dovedi? Ea înălță brusc capul. Puteți dovedi că n-am fost? Nu, replică agentul, dar am altă femeie în alte cameră care pretinde virtual același lucru, doar că ea zice că el s-a lăudat că dă foc ca să primească bani de la asigurare. Minte, oare? Da, de unde să știm? Pentru că a fost cu mine toată noaptea, făcând amor. Atunci ar fi fost nevoie de ceva mult mai decât greutatea substanțială a lui Peter Bush ca să-l oprească pe Lucky. Urlând ca un leu la atac, se lansă prin cameră spre agentul care practic scuipase vorbele acelea urâte în fața lui Devon. El îl dezechilibră pe agent și îl trânti pe masă, care căzu la podea. Lemnul ieftin crăpă. Devon scoase un țipă de surprindere, sări de pe scaunul ei și se dădu spre ușă, ferindu-se din drum. Dar atunci Cis deschise ușa și intră ca o furtună aproape dărâmându-o. El așteptase în camera patrulei, dar la primul zgomot de eventuale probleme, intrase brusc ca să-l ajute pe fratele lui mai tânăr. Al doilea agent, cel care nu fusese lovit de Lucky, se repezi înainte să-și ajute colegul, fu apucat pe la spate. Nu așa repede, amice, mărâi Cis în urechea agentului, când îl reținu. Pat, revenindu-și din uimire, înlătură pumnii lui Lucky, îl apucă de guler și îl trase în sus. Ce naiba te-a apucat, urlă el, asta n-o să te ajute. Îl împinse pe bărbatul mai tânăr în perete și îl ținu acolo, punând o mână desfăcută pe pieptul lui Lucky. Cu cealaltă mână îl ajută pe agent să se ridice. Lucky câfia de efort și de furie, îndreptă degetul arătător spre agent. Tu, pui de cățea, să nu mai vorbești așa cu ea. A să te acuz de atac, zbieră agentul. Scoase din buzunar o batistă albă împăturită și încercă să oprească sângele roșu deschis care curgea din buza tăiată. N-o să faci așa ceva, declară Pat cu o voce puternică. Dacă o faci, mă duc la superiorii tăi și depun o plângere oficială împotriva ta pentru felul în care ai condus interogatorul. În mod intenționat ai necăjit-o și ai umilit-o pe domnișoara Hines, care a făcut tot posibilul să coopereze la investigație. Are dreptate, spuse Cis printre dinți. Ținea mâinile agentului în sus, între omoplați. Le trase mai sus, bărbatul gemu. Nu-i așa că are dreptate? Înainte de a răspunde, poate ar trebui să știi că o jumătate de duzină de adjuncți și cu mine am ascultat prin ușă fiecare cuvânt care s-a spus în camera asta. Cis lătrău Pat, dă-i drumul. Îi ies ochii din cap. Lucky practic nu-și dădea seama ce se petrecea în jurul lui. Simțise gustul sângelui și voia mai mult. Uitându-se la agent cu răutate, îl amenință. Am să te împung. Lucky, taci. Pat chemă un ajung dintre care se adunaseră în ușă. Du-l sus și închide-i. Ce? Gândul unei celule răcoroase îl trezi pe Lucky în starea de spirit ucigașă. Pentru ce? Suspect de incendiere, nu-ți amintești? Spuse calm Pat, făcându-i semn ajuntului spre Lucky. Dar sunt nevinovat. Asta pot susține în fața judecătorului mai târziu, în după amiaza asta. Între timp îți recomand să înveți niște bune maniere și să-ți recorești nervii. Lucky era prea uluit ca să reziste manevrării ajuntului. În plus, ajuntul jucase cu Lucky în echipa de basket și același campionat regional și fuseseră prieteni de ani de zile. Se uită la Devon. Două acasă, Cis. Bine, zise fratele lui, stai liniștit, la naiba vrei? Ne vedem la tribunal, spuse Lucky, când fu escortat spre ușă. Zâmbetul lui dispăru totuși când grupul de ajunți, funcționari și dispeceri se despărți în fața lui și el observă o pată de culoare în camera patrulei, altfel monocromă cenușie. Susan York stătea lângă peretele îndepărtat, învârtind în jurul degetului o șuviță de păr și zâmbind mulțumită.
Vă mulțumesc și pentru ascultarea acestui capitol și dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați la canalul meu, să-mi lăsați o apreciere, un mesaj, să apăsați clopoțelul pentru o nouă notificare. Pe curând, la un nou capitol!